Potrivit autorităților, în această noapte vom scăpa de sub incidența codului de precipitații abundente. Totuși, va continua să plouă până sâmbătă. Cod galben, din data de 27 iunie, de la ora 3 până la ora 23, fenomene vizate cantități de apă însemnate și manifestări de instabilitate atmosferică. Cantitățile de apă vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat, izolat 40-50 de litri pe metru pătrat în Muntenia, în deosebire estul și sud-estul țării. Vor fi intervale de timp cu instabilitatea atmosferică ce se va manifesta prin averse ce vor avea un caracter torențial. Codul portocaliu se va manifesta în perioada 27 iunie ora 9, 27 iunie ora 23, fenomene vizate ploi abundente în județele Buzău, va ploua abundent și se va acumula cantități de apă de 40-50 de litri pe alocuri 60-70 de litri pe metru pătrat. Va continua să plouă majoritatea regiunilor până sâmbătă 30 iunie. În schimb, avertizarea hidro rămâne în vigoare până mâine după amiază, fiind estimate creșteri semnificative ale cotelor apelor din județ. Avertizarea hidrologică de cod galben este prevăzută pentru intervalul 27-6-2018 ora 6 până în 28-6-2018 ora 14 pe râurile din județul Buzău, Călmățui, Buzău, bazinul superior și afluenții bazinului mijlociu, râul Râmnicu Sărat. Codul portocaliu este prevăzut în intervalul 27-6 la ora 12 până 28-6 la ora 6 pe râurile Buzău, bazin superior și afluenții bazinului mijlociu, râul Râmnicu Sărat, bazin superior, afluenții bazinului mijlociu și inferior. Ședința extraordinară de astăzi a scos la iveală și breșe în lanțul de comunicare între instituțiile responsabile de intervenții în situații de urgență. Comandantul ISU Buzău le-a cerut șefilor de deconcentrate să informeze imediat despre apariția oricărui incident. În momentul în care apare o informație, nu știu, în presă sau direct la, unii sună direct la DSU, vin și ne întreabă, știți de situația asta? Noi nu știm. Prefectul în calitate de președinte a Comitetului Județean nu știe și de aici apar probleme. În plus, nu putem să le soluționăm, să le monitorizăm, să le gestionăm dacă nu le cunoaștem. Deci problema este că nu că nu știu eu, problema este că nu putem acționa astfel încât să eliminăm cauzele, să eliminăm problema. Da, deci rugămintea mea, când să produc informațiile, cât puteți de repede, când s-au remediat, la fel. Toate instituțiile implicate și toți cei care constatează asemenea. Să știți că aveți membrii Comitetului Județean de Situații de Urgență. Calitatea pe care o aveți și dumneavoastră. Dacă constatați pe unde umblați, unde vă desfășurați activitatea, fenomene care nu ar fi în normal, rugăminte, sunați direct la dispecerat. Aveți atributul acesta. Da? Mulțumesc frumos!